Intitulat de către editura Trei ca fiind un roman bazm, volumul 40 de zile este o adâncă metaforă despre viață, credință și iubire, pe care tânăra autoare a pus-o în fața publicului din toată țara cu mult curaj, dar și cu maximă sinceritate. Deși este de meserie regizor, Chris Simion a publicat primul volum la 14 ani, iar cel lansat la Giurgiu a fost al 9-lea. Avem în față un autor cunoscut, o carte fermecătoare, o numește roman bazm, dar cred că e mai mult decât atât. Am și eu emoțiile mele în momentul în care o personalitate de asemenea marcă ne face onoarea să ne viziteze și aș dori să vă prezint și să o lăsăm să ne spună la început povestea acestei cărți. Întâlnirea cu publicul giurgiuvean a fost una informală, la care au participat îndeosebi foarte mulți tineri. Cei din sală au pus întrebări și au primit răspunsuri, în încercarea ca totul să se transforme într-o discuție liberă. Nu știu dacă aș citit 40 de zile. Este cea de-a noua carte a mea, este o proză, un roman. Editura a numit-o roman bazm. Și nu e departe de adevăr, pentru că toate cele 9 cărți pe care le-am scris au pornit de la o experiență reală, o experiență pe care am trăit-o pe cont propriu și pentru că mi-a plăcut întotdeauna exercițiul imaginarului, m-am dus, plecând de la experiența trăită, m-am dus în fantastic. Mai multe amănunte despre această întâlnire puteți afla miercuri, 1 aprilie, imediat după știri, în ediție specială.